Prefața unei apariții în lume conține doar speranța de bună desfășurare. E alcătuită dintr-un cuprins ce presupune doar fericire, însă din păcate nu întotdeauna e cum ne propunem. Uneori realitatea e alta, e mult mai dură și nemiloasă. Orice copil venit pe lume dorește să fie un fir sănătos al acestui arbore, geneza omului. Victoria Șved are un traseu dificil, s-a născut cu o patologie rară, extrofia vezice urinare, astfel spus cu vezica urinară pe burtică. Cine din părinți nu are schițat în gând viața copilului lui? Toți creionează un destin frumos, chiar dacă soarta a decis altfel pentru familia Șved, însă nu-și pierd speranța nici pe o clipă. Când Victoria s-a născut, am născut-o la Ialoveni și direct de la naștere au luat-o cu ambulanța la Centrul Mamei și a Copilului, pentru că boala care ea s-a născut se numește extrofia vezicii urinare. Adică extrofia vezicii urinare este atunci când vezica urinară nu este amplasată înăuntru, ci în exteriorul burticii, pe burtica copilului. Dar ea, cu problema care o are, mai stă și acasă foarte des. Adică nu își permite să la școală în permanență. Face febră des. Victoria a reușit să facă un pact cu viața, arătând zilnic cât de mult vrea să trăiască, în pofida faptului că medicii nu-i prea dădeau șanse. 9 ani, părinții s-au descurcat cu forțele proprii. Mai mult, prin spitale, adormită de durere, sub glasul acelor, Victoria cere și are dreptul la viață. Aș vrea să fiu ca toate fetițele, să mă joc ca toți copiii, să pot să alerg, să mă cătă cu bicicleta, cu rolele, cu ce ar fi. Îți iese dor de colegi? Da, foarte mult. Ce planuri ai în vara asta? Ce vrei să faci? O să plec la bunici și o să plec la verișoara mea și la operație. De multe ori am reușit, am pus mână de la mână și am făcut minuni, căci Dumnezeu își face opera unde mulți au același gând, să salveze o viață, ca să crească acest pui de fată. În Serbia, noi am aflat că se fac asemenea operații cu succes. Au făcut la noi, în Moldova, deja 2 familii, 2 copilași și au rezultate foarte bune. Și de aceea noi am hotărât să plecăm încolo, să facă și nouă ca copilul nostru să se simtă bine, să fie fericit, să fie ca toți copilași. Sper cu ajutorul celor care... Care este suma de care aveți nevoie? Suma este de 10.000 de euro, care noi nu putem să o acumulăm singuri, fără de ajutorul oamenilor cu bună credință. Să o facem și acum pentru o intervenție în Serbia. Victoria are nevoie de 10.000 de euro. E mult pentru ei, dar nu pentru noi toți, cei care respirăm prin ei, copiii noștri. Vreau să rog pe toți care pot să ajute ca Victoria să-și îndeplinească visul. Noi, într-atâția ani, nu am cerut ajutorul de la nimeni. Este foarte greu să facem asta, dar nu avem altă soluție. Pentru că vrem și noi ca copilul să fie fericit, să nu mai auzim atâtea întrebări, de ce mama, eu sunt așa. Să dăm o șansă Victoriei să crească sănătoasă și să bucure pământul cu pașii ei. Să bucure părinții cu mânuțele ce se joacă cu notele muzicale. Să ne bucure pe toți, căci împreună vom izbuti, vom realiza un vis, cel de a trăi. Să răspundem afirmativ. Orice donație e binevenită la contul afișat de pe ecran.